Gata, te rog. Detașamentul de pompieri Arad a intervenit cu auto specială de stingere, auto specială smurs și auto specială de scarcerare în zona cartierului Aurel Vlaic. În momentul sosirii echipajelor de intervenție exista un incendiu generalizat la un autoturism. Acesta a fost stins în aproximativ 15 minute. După stingerea incendiului, în interior a fost găsită o victimă. În continuare se fac cercetări pentru stabilirea cauzei probabile de incendiu. Maior Pleșca, ISO Arad.